Andreea Bostănică are un apartament de lux, pe care l-a decorat pentru Crăciun. Bradul influenceriței arată spectaculos, dar nici banii pe care i-a plătit nu au fost deloc de neglijat. A cumpărat o mulțime de seturi de globuri de la un cunoscut brand pentru bijuterii, acestea fiind confecționate din cristale. Conform prețurilor de pe site, un glob cumpărat din acest magazin costă medie 500-800 lei, iar pentru modelele mai sofisticate trebuie să plătești peste 1000 lei. Așadar, Andreea Bostănică ar fi plătit peste 10.000 lei pentru colecția care apare în imaginile pe care le-a postat. Andreea Bostănică a avut parte de un ajutor pentru a împodobi casa de Crăciun. Alături de ea au fost mama și fratele influenceriței, care s-au arătat încântați de decorațiunile pe care Andreea Bostănică le-a cumpărat. Situația financiară a Andrei Bostănică a fost un semn de întrebare pentru mulți români, care au fost curioși de unde are atât de mulți bani. S-a speculat că finanțatorul ar fi un iubit ascuns al ei, dar Andreea Bostănică a răspuns, în cele din urmă, la această întrebare și a elucidat misterul. Am o relație și eu nu știam? Nu, nu am o relație. De asta și vin cu mama peste tot. Nu am iubit momentan, sunt singură, nu pot să mint. Am primit foarte multe cadouri. Primesc foarte multă atenție, flori și sunt foarte recunoscătoare că am doar oameni frumoși în viața mea. Momentan, nu am iubit, primesc foarte multă atenție din partea oamenilor și le sunt recunoscătoare. Legat de ținute, bijuterii, haine scumpe, eu lucrez de la 12 ani, fac canto, pian, vioară, actorie, am canalul meu de YouTube, a spus Andreea Bostănică. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.